pregăti, colile vor fi închise în două judecăți, cod portocaliu de ger, minsuri abundente sublinierei Viscol. Autoricile din Ialomga sublinierei Celera sublinierei au decis ca toate unicile de încământ să rămână închise vineri, când este anuncat un nou val de minsuri sublinierei Viscol. Judecele vor fi sub cod portocaliu de ger, minsuri abundente sublinierei Viscol. Decizia a fost luat, miercuri, în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomica după ce meteorologii au anuncat ce mai multe județe se vor afla vineri sub incidența unui cod portocaliu de vreme sever, cu minsuri abundente. Într-un comunicat de presă, instituția prefectului Ialomica anunță oficial suspendarea cursurilor subliniere colare vineri, 23 martie 2018. Având în vedere evoluția valorilor termice sublinierei a precipitațiilor sub formă de zpad, însoțite de viscol, prognozate pentru perioada următoare, sublinierei a hotărârii numărul. Pe 2303.2018 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus suspendarea cursurilor subliniere colare în unicile de învățământ preuniversitar din județul Ialomica, vineri, 23 martie 2018, cu excepția gerednicelor cu program prelungit, se arată în comunicatul prefecturii Ialomica. Acea sublinierei decizie a fost luat sublinierei la celera sublinierei, în cadrul subliniere din cei extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență celera sublinierei, din cauza fenomenelor meteorologice periculoase prognozate pentru perioada 22 la 23 martie. Cele două judece se vor afla, vineri, sub incidența unei avertizări cod portocaliu de ger, minsuri abundente sublinierei Viscol. Anterior, Primăria Capitalei sublinierei Comitetul pentru Situații de Urgență Ilfov au anuncat suspendarea cursurilor pentru ziua de vineri.